Bună seara! S-a cam dus weekendul. Cu bune, cu rele. Trece timpul ăsta. Acum e duminică. Mai stăm un pic, mai respirăm de câteva ori sâmbătă. Asta e. Trece. Trecem și noi. Uite așa. Cum ați petrecut weekendul? Sper că bine. Aici sunt, au început iară 3 anotimpuri într-o zi, dimineața iarnă, pe la prânz toamnă, așa primăvară, iar seara, adică două. Dimineața, noaptea și seara iarnă, iar ziua e vară. Nu știi cum să te mai îmbraci. Dacă ești dimineața, mor de cald pe zi. Așa, nici timpurile nu mai sunt cum au fost. Ei, ce să vorbim azi? De pe vloguri adunate. Dezastru? Ce dezastru? Nu știu, dar eu v-am zis, n-am, și nu știu dacă știți, n-am urmărit de mult povestea, serialul Strehaia Show. Da, normal că a ajuns la spital. Nu știu, v-am mai zis că în fața camerei una, dar dacă într-adevăr ar ține regim, ar sta niște condiții, pentru că să, nu știu la ce s-o grăbit. O fi, ce-a spus patroana? O fi ce se spune de vreo logoadnă? Pentru că nu știu de ce s-o grăbit așa. Întoi ierne să faci tu, nu știu, o doamnă, cred că aveți dreptate, că l-am întrebat bărbatul meu cu izolația, să faci din afară, dar cum să faci izolație până în afară când e timpul ăla? Nu știu. Nu mă pricep la construcții. Știu că Ion le-a făcut toate, dar să vede cum. În fine, să nu aruncăm cu piatra. Și cu, cum îi zic, unde? Mumia, mandolină. E nevasta omul, mă lăsați nevasta omul în pace, mă. Dacă lui îi place așa, dacă el se simte bine cu ea așa, să-l folosească în ziua de salarii, nu a văzut la început? El a văzut la început, nu a fost orb. Că ea e doar pentru așa ceva. Eu o singură dată am comentat la ea, o singură dată în viața mea, în care atât dacă nu vrea, Leo să divorțeze și nu știu cum, stimați, frustrați, cum ne zice, frustrate, da, așa. De ce, nu știu, că eu n-aș da ce am pe ce are ea, niciodată. O să aibă 7 turnulețe, 8, așa. Nu pentru că, vezi, Doamne, eu ți-am zis să respect în privința mea, dar altele, ce să fac? În fine. Ce am vrut să zic? O singură dată am comentat că când se plângea ea că nu scapă de lui, și zis, bă, fată, da, du-te la notar. Îmi mulțumesc, știam și eu. Băi, du-te, învârtindu-te atunci un coment. N-a mai intrat niciodată. Și normal că nu se duce. Pe cine nebun? Are ea ocupațiile ei, nu? Motivații sunt. Ți-am spus să termin cu șatra? Cum să scos mă un țigan de șatră? Niciodată. Niciodată. Acolo e crescut. Astea sunt obiceiurile, astea sunt tradițiile, astea sunt... Nu vedeți că orice ar face, ori noi zicem că de copii, de logoadne, de astea, ei tot fac. Și uite, v-am zis, în comunitatea unde fac eu, e o doamnă care se ocupă cu toate naționalitățile. Ea se ocupă, de exemplu, și cu religiile astea, când vrea să facă documentații pentru ca să meargă în chiesa sau în biserica sau în moscheia sau unde sunt ei.
Și mi-a spus, eu n-am știut, credeți-mă, eu până la anii ăștia n-am știut, că nu m-am ocupat de așa ceva. Și eu zic, doamna Silvia, ei sunt protejați printr-o lege dată de ONU, de Uniunea, Organizația Națiunilor Unite, și toate organizațiile astea, deci nu numai ei, romii, și altele care, deci, cum sunt națiuni defavorizate. Ce dumneavoastră, dacă jigniți unul din el, din comunitatea lor, nu mai jigniți, sunteți capabilă de amendă, chiar și penal. Pentru că sunteți acuzată imediat de rasism. Deci ei sunt protejați, deci comunitatea lui, șefii din comunitatea lor știu chestia asta. Noi putem să lătrăm și să zicem, și, că și eu am zis, bă, copiii nu trebuie căsători, zic. Dar ei au legea, deci sunt protejați. Deci au pus motivația, e logodnă, nu-i căsătorie. Într-adevăr, am văzut că protecția copilului cam își face treaba. Îi mai controlează, am înțeles. Că de asta le mai vedeți pe miresuci, așa din când în când pe la părinți și bunici. Și asta, ei au vrut să-l scoată pe leu din șatră. N-ai cum să-l scoți, pentru că, v-am spus, el de vinerea și până duminică după amiază, el ia familiei. Restul e viața lui. Ce mă, așa, nu știu, vezi, e boala. Eu zic că e boala. El la 20 ceva de ani învârtea lumea interlopă pe mâini. Așa e. Și mai sus și mai... Păi erau interlop și pe la în politică, hoți și în fine, ce nu sunt și acum. Și acum sunt. Ce, cum se numește? Oameni de bine? Și acum se lasă manipulat de o de o doamnă. Știți că se spunea că o chestie de femeie a pornit și a oprit multe războaie. Aia când ne mai mirăm că asta îl suge de bani. Ce cuvinte folosesc? Bă, ce scârboasă am devenit de când cu internetul ăsta. Îl stoarce de bani, am vrut să spun, dar asta e. Nu o să stric un video acum pentru un cuvânt. Asta e. Pot fi ajuns la un acord și eu vă zic, nu divorțez. Dar nici ea, acum eu vă spun, în mintea ei, nu știu cât adevăr o fi spus el, ei, ea crede că dacă se întâmplă ceva cu Leu, ea are vreun drept la Strahea. Băi, femeie, trezește, n-ai niciun drept. Nimic. Deci casa e făcută pe Anca, o spun și de 1000 de ori. Deci el nu intră nimic acolo. Și așa au fost de acord, deci cu acordul lui s-a făcut. Acum orică face pentru vizionări, orică îl pistonează aia că s-o dea afară pe Anca, n-are cum, poți să stea în fund. Poți să facă geamuri, poți să facă uși, poți să facă scări, poți să facă pasarele, poți să facă tunel. Pe Anca din pătrățica ei nu poți să scoate, mai e și Alin. Dar vă spun, doamna nevastă, niciodată nu o să vină la Străiecă. Nu o să vină. Și acum la spital nici atât. Pentru că are motivație. Ți-o venit neamurile. Eu ți-am spus că m-am săturat, i-am primit, i-am suportat, i-am și începe tot arsenalul de așa. Și nu vine. Nu vine. Asta e. Eu îi doresc multă sănătate lui Leo, să dea Dumnezeu să treacă, să-i vină mintea la cap care a avut-o, da, să-i vină mintea la cap care a avut-o, și să, cum să zic eu, să țină regim, să se gândească la sănătatea lui. Păi cât de nebun, și nu știu, Maria, eu nu înțeleg, eu știu că era înfiptă, era așa, păi m-aș duce și așa, eu copilul meu să fie. Vă să fiu considerat o soacră a dracului. Asta că prea bună nu e așa. Și rea și nu știu cum, zice, ascultă, făi. O iau așa, țigărește, făi. Oltenește, de fapt. Fei, se zice acolo, da. Păi, stai așa un pic, unde îmi duci tu copilul? Că dacă se întâmplă ceva cu el, tu nu plângi. Tu îi spui palma în curs și îți găsești ascordaci.
Și de bani să-l faci. Unde îl duci? Ai stat tu în frig, în soare, în ploaie, plângând pe ușile și a tribunalilor și a spitalului. Ai stat tu? Eu nu știu de ce nu e nicio măsură. Că se supără regele. El a rămas rege. A murit regele, a rămas regele. Trăiască regele. Și prinții sunt ailalți. Eu așa aș face să fie copilul meu. Adică stai un pic, cât l-ai purtat pe-n Turcia. Eu nu știu dacă el are voie cu avionul. Nu știu, asta nu știu. Eu cu aneurismul cerebral, cu standing, mai mult de o 45 oră cu avionul, o oră cel mult cu avionul, n-am voie să merg. N-am voie să călătoresc. Îmi displace că mergeam în niște zone frumoase și asta nu pot. Nu știe el dacă are voie cu avionul. Dacă nu, stai naiba acasă aici, că du-te pe... L-ai dus în Turcia cu mașina. Păi el e om de dus în Turcia cu mașina? E o distanță. E Bulgaria aia, care e și periculoasă pe munții aia în Bulgaria. În fine. Și acolo a ajuns tot la spital. Și acum să-l duci înapoi, că așa vrea mușchiul tău. Păi... Ei sunt o familie, ei știu ce fac. Dar eu ca mamă, eu să fiu în locul lui Maria, nu, eu aș pune un pic piciorul în prag. Știi care e chestia? Vrei să te ducă la Turcia? Ai la străhaia și ai grijă de el. Sau el acasă, că aici o băga banii, aici o băga galbene la nurori și la copii. El acasă la tine și ai grijă de el. Și du-te în Turcia, în Pakistan, în Groenlanda, în Panama, în Panama. Așa, du-te unde vrei. Dar el acasă, adică tu te distrezi te... și după el porți acasă, la mine. Și trag eu. În fine, cu bolile, că restul cu ciorba aruncată și cu astea sunt cancan. Ce să zic, asta e. Cum m-a întrebat tu, doamnă, ce cred eu? Eu cred asta, de... că ar trebui Maria să iei. Și mai ales Luci. Pentru că Luci a suferit alături de el și copiii și ați văzut ce mulțumire au avut. Dar ca soră nu pot să lase. Eu m-aș duce și aș fige mâna aia și aș spune, mai du-te și ori stai cu el, ori le iei acasă unde băga banii, ori vii la străhaia, ai grijă de el, ori gata, până aici. Păi tu îl așa, te duce și te distrează, că cine ești, că... Doamne ferește! I-am arătat la băieții mei. Pentru că cumnații mei îl cunoaște și pe ea nu, nu are treabă. Și zice, ia arată-le ce... Da, noi vorbim. Mai ales la mare cunoaște situația, știe și unde sta, că dacă am trecut la verișoare lui, la neamurile lui, la cabanul. Și s-a rămas... Cum o să sucească capul la un om cu bani urătani asta? Exact așa s-a exprimat. Păi, cine știe în particular? Eu i-am râs. Păi, îndrăgostit de tatuaje și parfumul ei. Păi, ce îți cumpere un parfum cu 100-150 de euro? Te tatuiești tu de nebun și uite, nu trebuie să... Hai, râsă-te. Asta e. A bine, el a umblat din singura, v-am zis, singura, în care a mers înainte și a făcut bani. Nu că spispinarei. Nu, a făcut bani împreună. Și el a ajutat-o și ea l-a ajutat. Și uite așa, a fost, așa a fost cărmășel bani. Restul, farfuze. Temă. Vreau să spun din amante. Anca a fost Anca, acasă, gospodării, venea în peco fiecare zi, să ocupa, nu știu ce, că ei erau, zice că deceau pensii. Păi că au pensii că au avut firme, au plătit contribute. Mult timp. 20 de ani, dacă nu mă știu, mai mult. Deci au dreptul și la pensie. Au plătit, au avut firme, că nu au muncit. Nu ai văzut, cum zi aia, nu mai țin minte și țigam muncii, n-ai să vezi, deci,
Ei, din statutul lor, au fost munciți, v-am zis că au fost robi, au fost rugi, până în 1856. După aia au fost eliberați. Și de acolo au urarea asta. În fine, să nu mai vorbim de istoria lor, lasă-i acolo, că fiecare să-și... Cum e etnia. Ei, și vreau să transmit. Mă, nu, am înțeles, am văzut că pe mai multe... De nenorocitul ăla de la Arad, care îmi spunea mie că să-mi pun dinți, că nu știu ce. Eu am dinți, mă. Uite, vezi, se văd. Păstrând și m-a pus la români aici, operat și multe chestii. Dar tu n-ai de unde să știi. Tu ai? Tu ai? Ca să vorbești de alții. Și vă zic o chestie, vă rog frumos, nu mai ziceți pocăit. Pentru că pocăit înseamnă un om care își recunoaște păcatele și se căiește pentru ele. Deci ăsta nu are nimic comun, ăsta e satanist. Așa, nu poți să-i spui altcumva. Și, domnule Satana, hai să spun o chestie. Uite, deja mi-am găsit niște cunoștințe în Arad. Au văzut vlogul de aseară și mi-au scris. Deja astăzi s-a dus la Biserica Martorilor lui Jehova, legată Martorilor lui Jehova din Ion Fluieraș, strada. Nu-i deschisă. E deschisă la ora, marți la ora 6. S-a mai dus la Betania, nu știu ce zonă, războiul, eu nu cunosc, și au zis că la ora 6 au asta. Nu știu la ce religie te-ai, că se mai duc la baptiști, nu mai sunt mai multe. Băieții ăștia doi, unui medic, stai atent, și unul nu știu ce, prin asociație sportivă, care sunt baptiști. Și o văzut la altă doamnă, nu la mine, că are o fotografie, a zis că să o contacteze, eu nu știu despre ce e vorba, trebuie să vorbesc cu fetele, să văd dacă ele știu, care fotografii de când ai fost botezat. Ce-au ascultat copiii ăia, toate vlogurile, cum jicnești, cum urli, cum faci ca tot diavole, nu te cunosc ei, probabil nu ești, da, acum, ți-au scos fotografiile, nu alea cu filtre și photoshopate care le-ai pus la fotografiile de canal. Tot extras. Și o locație, unul o cunoscut-o. Unde se duceau cu ajutoare. Deci tu te duci pe la bisericile astea. Nu știu de ce are unul impresia că umpli cam așa, faci giro pe la biserici. După ajutoare, foarte credincios, foarte pios, foarte. Iar ieși în fața lumii și faci lumea tocană. N-am nevoie să mă respecti tu. Nici de cum pe mine are cine să mă respecte. Cine mă cunoaște, mă respect. Cine mă cunoaște, într-adevăr, nu de aici. Și dacă ți-ai luat un sensei, sau ce drag se numește ăla care vă... Și una care... De ce nu se arată, mă, în fața voastră? De preci staia. De ce nu se arată? De ce stă în spate? Și vorbește de femei că sunt urâte și le dă ea sus. Păi eu practic așa ceva. Noi avem familie. Nu practicăm așa ceva. Și respect de la voi n-am nevoie. V-ați făcut voi, cred că tu voi v-ați făcut biserica satanică. De toate lumea e târfă, în toate felurile, tot. Știu că n-aveți cum să aveți respect pentru femei, că fiind aruncați așa ca și cățeie care găsești pe drum și duci la adăpost, n-ai cum să ai un sentiment de respect pentru cineva. Dar n-am nevoie să fiu în gura voastră și a ta, care efectiv n-am avut nimic, decât singurul lucru ți-am spus când ai venit tu cu tupeul ăla de boschetar, că nu pot să zic altcumva, asta ești, să-mi spui mie că să scrii pe canalul meu că credeai că e o divă. Dar ce voi, tu, voi acolo în canalul ăla sunteți divi, aveți dive,
Aveți superstaruri, ce aveți voi? Nu a spus nimic că să consideră o divă. Și atât, că nu vreau să mă dau prea mare importanță, atât spun, am vrut să spun numai două biserici care se ocupă băieții ăștia. Că nu te găsești, da, te găsește, că ăștia dau, pe la, dau fotografia la toate, fete, fotografia ta, acum o să gireze așa și extrase din canalul ce prostii vorbești și cum faci și cum, de, cum urle și cum discreirați, Doamne ferește, pe la toate bisericile din județul Arad. Trebuie să te găsească. Pentru că la poliție, sincer, eu sunt sinceră. Cu ce să mă duc la poliție? Cu tine? Nu. Că la poliție n-are ce să... Nu că n-ar avea, ar avea dacă s-ar ocupa cineva, dar nu mai avem timp să ne ocupăm și de asta. Dar știi ce-ți fac eu aici, cu bisericile astea? Ăsta e păpica. Ăsta e păpica, ajutorul... Asta e. Și aia e cel mai dureros. Pentru că nu ți-ai văzut de treaba ta. Du-te acum să-ți dea ea la bani. Du-te să-ți dea ea la... Ai înțeles? Deci, băi, vedeți când vă luați de cine vă luați. Nu ca și o persoană importantă sau cine aș fi ca mine. Dar în momentul când te iei de sufletul meu și de mine și dai cu mine așa fără să ai nicio motivație, fără să-ți fi făcut nimic, decât ți-am scris pe canalul meu, dacă vrei să intre, să intre, să vorbești frumos. Restul cu tine personal eu n-am avut. Dar și dacă tu începi să... Auzi că n-am voie să apar pe tine. Cine paștele mătii ești tu? Cine ești? Odată ce îmi plătesc internetul, odată ce am făcut un contract pentru canal, cine ești tu să-mi spui să n-apar pe internet? Sau voi, cine vă credeți? V-ați strâns-o? Nu mai zic. Nu mai zic. Deci atât am vrut să spun. Deci să vedem la șasă, dacă te găsește la biserica aia. Dacă nu, mari după amiază. La Moartea lui Jehova. Au și băieții la 5, la ei, la baptiști. Să vadă. Să... Unul zice că s-ar putea să te cunoască. Zice, cam faci girul prin biserici. Și să iau legătura cu fetele alea, să vedem unde ai fost botezat. Și de acolo te găsești. Ai văzut ce simplu e? Ai văzut, mă, ce simplu e? Trebuie să te ducă cap. Și acum, am zis și de asta. Că da, nu se putea. Iar cu restul, Dumnezeu să ne ajute să trecem și de iarna asta, și de fric, și de probleme. Mi-au spus, doamnele, ce se întâmplă. Bă, într-adevăr, m-am uitat aseară. Mai am anunțit și am intrat și pe internet și am luat și ziarele din România, l-a citit virtual. Au dreptate oamenii, mă. Au dreptate. Uite, de exemplu, eu nu sunt de acord cu marketurile astea ale de alimente. De exemplu, să bagi... Bă, eu zic așa, eram, dar nu eram președinte, că nu am stoful de președinte, dar să zic așa, un președinte cu creier. A, tu Carrefour, tu Clauffant, tu ce mai sunt pe la noi? Nu mai ții minte astea străine. Auchan. Ce mai sunt? Vii în România, da? Vii teritoriul care îl ocupi. Da, îți dau. Dar produse alimentare de la mine. Aduci ce nu am eu în România. Dar produsele de bază, tu mi le bagi în marketul tău de la România. Te duci, faci contracte cu comune, nu știu ce faci, cine îți bagă, cine nu îți bagă, altul, în comun, unde sunt localitățile, unde sunt limitrofe. Îmi bagi de la mine. Da. Pentru intermediere, politicienii își bagă banul în buzunar și restul... Dumnezeu cu mila. Aduce grâu din Congo, zicem așa, nu știu dacă e așa, are coeficientul de intermediere și îl bagă aici. Bagă grâu un pic la sotopreț, cum se zice, sub preț,
Și stă țăranul cu grâu de se strică, sau cartoful, sau varza, sau altă. E bătaie de joc. Cu transportatorii la fel. Îi bătai de joc. Păi oameni buni, eu am avut socru, șofer pe tir. La Itia Timișoara, care știți pe vremuri, și după aia la Condur. Până muri săracul, Dumnezeu să-l ierte. Bine, am avut și noi, dar în fine. Lăsăm asta. Nu era așa. Erau plătiți. Se ocupau, era dispecer, dispecerul dădea cursele, se ocupa. Acum, nu știu, dacă vezi că nu sunt transporturi, alții își fac firme. După aia se plânge că n-are cu ce plăti șoferul, că n-are transport. Atunci, ce ți-ai mai cumpărat, mă? Fă altceva, ce merge. Nu se mai știe ce. Nu se mai știe. Dar săracii au dreptate, țăranul are dreptate. Nu, și transportatorii și tot au dreptate. Adică, mi-ai dat pământul. Bunica mea, care v-a mai spus, o spus că râdeți voi cum moare Ceaușescu, dar pe noi ne-au lăsat partidele politice cu păduci și cu saltele de paie când au venit comuniștii. Și acum vă lasă cu televizoare color și cu parabolice. Bunica nu putea să zică parabolice, parabalice. Așa. Și acum ce vă bucurați? Stați voi liniștiți. Când vă dă pământul, ce faceți, mă, nebunilor cu pământul? Acum nu mai e cu boi, cai și alte chestii. Acum sunt tractoare. De unde cumperi tu tractor? Cu ce te ajută? Și bătrânii au avut dreptate. O mai fost din aștia fanatici, pământul de la tata meu, și după aia plângea că n-are cu ce la raș, că n-are... În fine, dar erau și oameni cu cap care au zis, hai să facem asociații. Am înțeles prin județul Bihor, sunt niște comune care au făcut asociații și le merge foarte bine, foarte, foarte bine. Da, asta e, cu timpul învățăm. V-am zis, nu mă bag prea mult, n-am dreptul. Oamenii din țară care trăiesc acolo, ei își rânduiesc și politicul și tot. Să dea Dumnezeu să fie bine, să ne crească copiii în liniște și pace. Când e pace, atunci e bine. Și noi române să nu mai fim chiar atât, să fim empatici, dar noi nu suntem empatici cu noi, suntem cu alții. Și alții doar în fund de noi. Asta o să fac alt loc să vorbim. Vă pup și vă doresc o duminică plăcută, o seară plăcută în continuare și mâine, de mâine, spor la muncă.